un pic de sport trebuie să fie, nu? La sfârșit de săptămână, măcar să ne îmbrăcăm sportiv. Tricou primit de la Ruby Club Junior, așa scrie. ACS rugby Club Junior Cluj. Știți că am făcut un vlog în care mă împingeam și eu la grămadă. Nu stați la grămade, dați share ca să ajungă la toată lumea. Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de... După ora 10, nici ceas nu mai am că să fim în forță, dar cine ce mai are? un studiu recent relevă că jumate din salar se duce pe mâncare și pe facturi. Și de ce mai rămâne ne împrumutăm, nu? De ce să facem? Da, de aia domnul Ciolacu, domnul premier Ciolacu o ieși să mănânce până afară. Acasă se gătește puțin, fac economii, nu știu, a mâncat burger și a băut Pepsi. Aia da reclamă, Ciolacu. Pufos el așa, chiar vedeam în zilele trecute, i-am zis și lui Vlad, o reclamă pe un camion, zice Sisi, șuncă făcută din respect pentru femei, șunca Sisi, în care femeie se bucură dacă îi zici, M, ai o șuncă precum Sisi, bine e cu 1,5% grăsime, dar tot șuncă -i. Vai că nu mai termin cu șuncile astea. Și ce o să mai... Știi, noi facem reclame, dar mult mai bune. Apelați-ne, contactați-ne. Prima dată bem o cafea, mă, pe buymeacoffee.com cu nicubend, și după aia negociem, facem frumos. Da. Ce o să urmeze? Un nou sortiment de colăcei doar pentru ale noastre iubite femei? Sisi! Și eu mai mânca pufuleți. E cam pufuleți el ăsta, -o că o mânca pufuleți, mă. Este vorba aia, ce mănânci aia ești? Când te gândești că Nicu Văcăroiu, premierul țării, înainte de o ședință de guvern, rădea o sticlă de vodcă, uitați-vă cum am degenerat, mă. Premier care mănâncă pufuleți. Și Grindeanu, Grindeanu la nu știi că râde sau plânge cu fața lui Poker Face, a recunoscut. Am fost la păcănele, dar de două, trei ori în viața mea. A avut dracu, că ni la păcănele, e ca la fântână, te-ai dus dată, te mai duci. De aia nu avem. la fântână, Păcănele, prună, 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 pară. așa la păcănele. Domnul Grindeanu, mi s-a spus să nu mai bat aici. Domnul Grindeanu, de-aia n-avem noi infrastructură, domnule, că băgați banii la păcănele. Băgavați în azil, ca să cu Irinel Columbianu. La șase de ani au ajuns la azil. Cu ce tom modele, cu ce femei au fost și au ajuns la azil. Bă, măcar acolo e călduț, are de mâncare, îl lasă să se plimbe, eu zic că se trezește dimineața săracul la șapte cu imnul României. Na, fai un program, dar după aia... Place acolo. Dar cum să nu-i placă? Sunt condiții de lux. 3.000 de lei numai de acolo. 3.000 de lei, acum eu trimis și fica asta, mă înduie și a fica asta din America, o trimis 200 de dolari, mă. Bă, cum ajunge omul. Că Tu știi că de vreo 10 ani nu mai are bani și te și din apartament. Și-o vându din proprietăți și așa, dar nu știu cum, dracu, eu păpat cu tinerele de alea. Scriau ăștia de la Times New Roman, zice, Irinel Columbian e dezamăgit după prima săptămână de azil. Nu are nicio colegă minoră. <laughs> Ce să facem? Nu, no, sunt în cazuri mari. Uitați-vă, pe un sit arheologic din Harghita s-au descoperit obiecte, obiecte vechi de 4.000 de ani. Obiecte de astea, de, nu de lux, de uz casnic cănuțe, ceșcuțe. Deci din cele mai vechi timpuri, grija românurilor sau a cui o fi fost înharghită atunci era să aibă cănuța lui să toarne mă, cu vizu palin bea frumos. Că vine și vestea proastă. Dacă faci peste 200 de litri de pălincă, te impozitează ăștia de zici că ești aitist. Numai la cum să bea în ardeal, știi, ai făcut prima 100 de litri de pălin că te oprești. Bei până mai rămân 20, mai faci 100. Asta într-o săptămână, că nu ai mai mult. De seară luăm, ne vedem la spectacol la New Croco. Până atunci vești bune gânduri bune, faceți mișcare, faceți sport. Și după ce vă obosiți, intrați pe canalele de YouTube și de Facebook și de TikTok. V-am zis, TikTok-ul i-v-am zis. Nicu Bendea, Nic Bendea, mă găsiți. Să vă bine dispuneți. Weekend fine! <laughs>